piețele brăilene marfa este din plin. Comparativ cu prețurile din halele gălățene, atât legumele și fructele, cât și peștele sunt mai ieftine. Cu toate acestea, comercianții sunt nemulțumiți și spun că vânzarea nu merge deloc bine. Marfa adusă de la producătorii din Matca se strică pe tarabă, iar profitul lor este nesemnificativ. În plus, trebuie să plătească circa 300 de lei pentru o tarabă, plus impozitul la stat. Nu se vinde loc, nu-i bani, e sărăci. Taraba cât o plătiți, domnule? Cam scumpă taraba. Cât? Este 8 milioane, cu colț, cu tot, 8 milioane și iarna stăm acasă și le plătim. Și vă iese ceva profit cu tot cu cheltuielile? Greu. Plătim numai facturi, șofar furii de mâncare, atât. Tarabele plătite și impozit și mai mănânci, mai... ce rămâne? Mai găsim sicați, mai aruncăm. Cât plătiți pe tarabă? La tarabii? 6 milioane, două tarabii. Două tarabe aveți. Și cum merge vânzarea? Păi nu merge, că toată lumea să uită și începe să plece. Brăilenii spun că deși pe alocuri prețurile sunt acceptabile, veniturile mici nu le permit să-și cumpere toate cele necesare pentru iarnă. Pentru un pensionar cu o pensie sub 3 milioane jumate e cam scump, dar ne limităm la limita banilor care avem și mâncăm. Sunt, dar tot ce e bun pune în spate și ce e prost pune în față și mai pune și dai și au grază de bani și nu, nu sunt la prețuri normale. Foarte scumpe. Sunt scumpe. La pensia noastră e foarte scumpe. 520 de mii. Și datoriile statului suntem la zi. Lumina, telefoanele, tot ce și piața e foarte scumpă. În piața centrală din Brăila, un kilogram de mere costă 2 lei, unul de gutui între 2,5 și 4 lei, strugurii se vând cu 2,5 lei, iar prunele cu 3,5 lei. Nucile întregi costă între 8 și 10 lei, iar miezul 30 de lei. La legume, situația prețurilor este următoarea. Varza costă între 1 și 2 lei, roșiile 3 lei, castraveți între 5 și 6 lei, un kilogram de gogoșar se vinde pe tarabă cu 5 lei, iar murăturile cu 1,5 până la 3 lei.